Bună ziua! Numele meu este Adelina Popescu și sunt Data Analyst la BT Provider. Astăzi o să învățăm cum putem crea un grafic de tip podium în Tableau. Acest tip de grafic ajută utilizatorii finali să vizualizeze pozițiile unui KPI în funcție de anumite categorii, ori să vizualizeze ierarhii. Pentru a crea acest tip de grafic în Tableau, noi ne-am conectat deja la sursa de date Superstore oferită de Tableau și primul lucru pe care o să-l facem este să creăm câteva câmpuri calculate în Tableau. Primul câmp calculat se va numi Rank și va fi calculat cu ajutorul formulei Rank Unique de Sum de Sales. Următorul câmp calculat se va numi Median, iar în acest câmp vom calcula mediana. Int de window median de rank. Iar ultimul câmp calculat se va numi podium order și va fi calculat cu ajutorul formulei if rank este egal cu 1, atunci returnează mediana, else if rank este diferit de 0, atunci returnează mediana plus rank împărțit la 2 minus 0,5, else median minus rank împărțit la 2. End. Iar în continuare vom realiza graficul de tip podium, astfel vom aduce câmpul sales în zona de columns, câmpul subcategorii în zona de rows, voi schimba vizualizarea în entire view și voi aduce câmpul podium order pe rows, click dreapta, discrete și de asemenea îl voi aduce în fața câmpului subcategorii și voi ascunde header-ul. În continuare, din zona de câmpuri, voi aduce rank, sales și subcategorii pe label. Voi merge în zona de label și voi formata puțin această zonă, astfel încât voi afișa pentru început care este ordinea în funcție de vânzări, iar apoi subcategoria, urmate de vânzările efective. Ok. Iar în continuare voi aduce câmpul rank pe colors și voi schimba paleta de culori. Ok, și de asemenea putem să mergem pe format și să ascundem gridlines-urile. Aceasta este vizualizarea de tip podium în Tableau. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a ajutat și dacă aveți oricine lămuriri, nu ezitați să ne contactați.